Astăzi am hotărât să fac un videoclip un pic atipic pentru ceea ce fac de obicei pe canalul meu și anume m-am gândit să fac un haul de casă, să zic așa, de alimente, ce cumpăr eu într-o lună. Bineînțeles că nu cumpăr aceleași lucruri în fiecare lună, dar vreau să vă arăt care au fost cumpărăturile pe care le-am făcut luna aceasta, ce am cumpărat. Am luat atât alimente cât și lucruri care țin de casă, de decor, dar o să vi le arăt așa pe rând ca să vedem ce și cum. Și nu știu exact cu ce să încep, că nu am mai făcut genul ăsta de videoclipuri, cum v-am spus, și este destul de dificil să reușesc să mă hotărăsc exact ce vreau să vă arăt. Dar haideți să începem cu început. Am încercat să pun lucrurile cât de cât pe categorii. În partea stângă, după cum bine vedeți, în spate sunt câteva legume, apoi sunt câteva produse din acestea ambalate, conservăraia și așa mai departe. În partea dreaptă aici avem lactatele, aici avem lucrurile de origine animală, adică carnea și ouăle. Astea le-am adăugat acum și nu știu exact în ce categorie ar trebui să intre, de astea sunt puse aici în mijloc, fără niciun sens anume. Aici avem ceva congelat, acolo ceva semi-congelat și în partea stângă o să vedeți că sunt carbohidrații, panificația, spuneți cum doriți. Și o să încep din partea dreaptă de aici. Voi începe cu acest somon pe care l-am găsit la promoție. Îmi place să mănânc somon acum dimineața, așa că l-am cumpărat pe acesta. După cum ați văzut într-un videoclip anterior, de obicei fac repuri din acelea cu șuncă și cașcaval, motiv pentru care am luat o confecție din aceasta de șuncă, tocmai ca să mă țină o perioadă lungă de timp. Urmează un piept de pui, de fapt este un kil 600 de... Așa, de fapt este un kil 600 de piept de pui, pe care îl voi congela în pachetele mai mici și voi decongela de fiecare dată când voi avea nevoie. Am luat o confecție din aceasta de 6 ouă. Am luat niște lapte, nu știu exact, are 568 ml. Am luat două brânze din acestea de tip mozzarella, pentru că vreau să fac o rețetă nouă, parmigiana se numește, tocmai pentru acest motiv am luat în spate, dacă vedeți, și vinete. Smântână. Am luat două tipuri de smântână, una cu 50% mai puțin, una e, mă rog, dietetică și una este nedietetică, tot așa vreau să gătesc cu ele. Am luat brânză din această rasă, de tip mozzarella, și tot așa două confecții pentru făcut repuri. Am cumpărat un Nesquik, am cumpărat ultima înghețată Ben & Jerry's pe care am găsit-o în magazin, a fost promoție și s-au dat ca pâinea caldă. Și asta a fost ultima pe care am reușit să o găsesc, asta este înghețata mea preferată. Bine, nu sortimentul ăsta, dar brandul acesta. Aceste alune pentru, mi-e zic că sunt de Halloween, eu le-am luat ca să fac un aranjament, o să vă arăt un pic mai târziu ce am mai luat de Halloween, tocmai ca să, să pun așa pe masă și să arate drăguț. 4 vinete mici. Am luat acești burger de pui pe care îi bag la congelator. Ideea este că îmi place întotdeauna să am ceva congelat în casă pentru că dacă, nu știu, nu am timp să gătesc sau nu am chef să gătesc, să pot să scot ceva și să pregătesc o masă rapidă. De data asta am luat acești burger de pui. Pot să mai iau pește, nugget sau diverse alte lucruri din acestea congelate. La capitolul sosuri am luat un ketchup și o maioneză. Și am mai luat acest sos dulce acrișor. Nu este brandul pe care îl folosesc în mod normal, pe acesta nu l-am încercat până acum, dar nu mai aveau brandul pe care îl folosesc de obicei, așa că am luat să încerc ceva nou. Am luat două conserve de ton pentru că vreau să fac paste cu ton. Pesmet. Ulei vegetal. Suc de roșii. Am cumpărat aceste trei confecții de tortilla. Astea sunt cu porumb.
Nu sunt cele pe care le am în mod normal, dar am zis să le încerc tot așa, nu știu de ce, dar a fost destul de sărăcuț magazinul astăzi. Nu aveau foarte multe dintre produsele pe care le am în mod normal, așa că a trebuit să găsesc altceva. Am luat aceste pâinici pe care le bagi la cuptor și sunt le mănânci proaspete, cum ar veni. Eu o să le congelez două câte două și le voi scoate la nevoie. Am luat o confecție din aceasta de tagliatelle. Am luat două tipuri de ciuperci, astea brune și astea albe. 2,5 kg de cartofi roșii, care pot fi fiert sau prăjit sau în orice fel. Până acum am luat unii care, din păcate, nu am putut să îi fac piure. Adică am încercat, dar nu știu de ce, erau extrem de acoși. Roșii. Și am luat două pizza din acestea. Asta este pizza mea preferată din toate timpurile. Îmi place foarte tare și îmi place că este cu ciuperci, mascarpone și șuncă. Și tot așa e foarte bună și după cum vedeți este proaspătă, deci nu este din aceea congelată, așa că va trebui să o fac în seara aceasta. Și da, astea au fost produsele de mâncare. O să revin imediat cu produsele de casă, întreținere și așa mai departe. Iar acestea sunt produsele non-alimente, să zic așa. Le-am pus pe toate pentru că sunt foarte puține și am zis că n-are rost să împart cosmetice, lucruri pentru casă și așa mai departe. După cum bine vedeți, am luat 3 cotonete din acestea, 3 pachete de cotonete, vătuțe, cum vreți voi să le spuneți, pentru că am rămas fără și cred că într-un exces din ăsta de zel am zis gata, nu am avut cotonete o perioadă de timp, pentru că am uitat să cumpăr, îmi cumpăr acum pentru tot anul. Mai departe, mi-am luat aceste această formă din silicon de Halloween pentru făcut cu burtă de gheață. Vreau să fac un aranjament din acesta de toamnă și am găsit suportul acesta de lumânărele și mi-am luat și această lumânare de la Yankee Candle, pe care să o pun așa și să v-am zis să fac un aranjament și cu alunele pe care vi le-am arătat mai devreme. Am cumpărat 2 deodorante pentru că am rămas fără. Un produs din acesta de curățat baia, cel pe care l-am acum nu prea îmi place cum miroase și ăsta am văzut că este cu citrice și știți că mie îmi plac foarte tare citrice și am zis să îl încerc. Un pachet mare de Scotex, prosoape din acela de hârtie pentru făcut curățenie. Și ceva ce o să spuneți că nu aveam nevoie, dar bineînțeles că aveam nevoie. Am văzut aceste pernuțe, le am și pe albastru pentru sufragerie, dar am zis că astea pe roz ar merge super bine în birou și mi le-am luat pe astea și cu această cuvertură tot așa de pus pe canapea. Și ultimul lucru pe care mi l-am cumpărat sunt aceste flori. În fiecare lună îmi cumpăr flori pe care să mi le pun în vază și luna acestea le-am luat pe portocaliu. Știu că o să vi se pară ciudat că florile țin o lună, dar da, chiar țin, pentru că îmi dau, pentru că ele vin împreună cu această substanță și mi-au rămas de la niște flori anterioare niște substanțe din astea și vă spun că durează, hai să nu zic chiar o lună, dar 2 săptămâni mă țin sigur și de asta am luat aceste flori. Și cam asta este videoclipul, sper că v-a plăcut. Noi ne revedem data viitoare cu ceva legat de make-up, sper, sau ceva legat de zona asta de beauty. Doar că chiar vă rog să-mi spuneți dacă vă place și genul ăsta de videoclip de lifestyle. Și chiar vă rog să îmi dați un feedback pentru că m-ar ajuta mult să știu dacă continui cu videoclipurile astea sau nu. Mie îmi place foarte tare să le filmez și să le fac pentru că îmi place foarte tare să merg la cumpărături și îmi place să împart cu voi bucuria de a cumpăra orice lucru cât de mic. Și da, noi ne revedem data viitoare. V-am pupat!